Prieten și cu un vechi, dacă vreți, luptător în zona politică, chestiunile pe care le luăm ca decizie împreună pentru a oferi cetățenilor cea mai bună soluție pentru a conduce micii treabă mântării patroane, luăm la nivelul partidului, nu pot să comentez un astfel de gest. Am spus și atunci, este decizia organizației județene a PSD Dolj, din care și eu fac parte de aproape 21 de ani, oficial. Peste 24 de ani muncesc și lucrez alături de Partidul Social Democrat, dar pe de altă parte este și o decizie pe care trebuie să o ia Biroul Permanent Național, care face și atunci, face prezentările și recomandările cu privire la cei care candidează numele PSD-ului pentru municipiul și de județ. Craiova este un fief și este un bastion al social-democrației și al nostru. Vrem să-l păstrăm. Doamna Vasilescu a făcut foarte multe lucruri bune în ultimii ani, peste 80 de milioane de euro pe care i-a atras, un pol de dezvoltare ne-a bătut și pentru a intra în finală Cluj-Napoca pentru capitala culturală europeană. Am pierdut, dar mergem înainte. Suntem luptători. Suntem PSD și suntem luptători, dar cauzele sunt comune. În acest moment, doamna Vasilescu s-a făcut o situație delicată ca om, și nu aș vrea să comentez deciziile justiției. Nu le-am comentat în ultimii 16 ani și nu se fac aici la Cluj-Napoca. Oamenile din PSD, unii din PSD vă contestă, cum asta vă comentați? Sunt oameni care au o anumită poziție. Sunt oameni care sunt pro-europeni, sunt români care sunt sceptici. Sunt oameni care cred că instituțiile statului trebuie să fie întărite și aici mă refer nu numai la justiție, dar mă refer și la parlamentarism. Mă refer și la un guvern care să fie capabil, chiar dacă este condus de tehnocrați, chiar și la prezidențială. Sunt oameni care cred că dacă instituțiile sunt mai slabe, România este mai puternică. Eu sunt dintre cei care cred că instituțiile trebuie să fie puternice, indiferent de cine sunt conduse. Eu cred că în România, toți cei care suntem astăzi și trăim aici, trebuie să credem în parlament, în guvern, în președinție și într-o justiție independentă. Justiția trebuie să fie independentă ca și administrația de faptul politic, dacă vrem să fim adevărat o societate europeană. Altfel, mai avem multe până a deveni adevărat o Românie europeană. Dorința mea ca social-democrat, atunci când am decis să intru în PSD și să rămân în politică, a fost să fac din România un spațiu european, un spațiu în care fiecare dintre noi să avem încredere în justiție și nimeni, de pe nimeni, să nu fie mai presus de actul de justiție din România.